discutăm cu domnul dr. Teodor Holhoș, unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din Transilvania și dezvoltatorul rețelei de clinici de oftalmologie, care îi poartă numele Clinicile dr. Holhoș. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație și de aceste cuvinte frumoase. Nu mă consider eu cel mai bun, eu mă străduiesc să-mi fac meseria cât mai bine, cu pasiune, răbdare și să aduc rezultate bune. Aș vrea să începem cu o discuție pe partea de educație în ceea ce privește sănătatea ochilor. Cât de preocupați sunt în general românii de acest subiect? Preocuparea românilor legată în general de sănătate, am observat că este direct proporțională cu nivelul de trai. Încet, încet, în ultimii ani, am observat o creștere a preocupării românilor pentru sănătate, în special pentru prevenție, că aici e cel mai important lucru, să venim din timp la controle și dacă nu ne supără nimica. Recent am avut un tânăr care avea tensiune foarte mare, nu-l durea nimica și dacă nu se prezenta la noi, din întâmplare putea să piardă vederea de tot cu glaucom. Pentru că nu doare glaucomul, sunt unele patologii care dacă nu venim la medic preventiv, putem să pierdem vederea. Deci să revin la întrebarea noastră, românii depinde de situația financiară și din păcate, în ultima perioadă s-a suprapus pandemia cu războiul, cu inflație, cu nesiguranța locurilor de muncă, creditele crescute, oarecum partea aceasta financiară nu mai este așa stabilă în ultimii ani. Românii au început să mai neglijeze controlul medical și să meargă la medic preventiv. Și unele boli le mai amână, din păcate. Și vedem o creștere a numărului de pacienți care se prezintă în stadii avansate a unor probleme sau în stadii în care nu mai putem să ajutăm. Acum că ați spus acest lucru, aș vrea să vă întreb dacă consultul oftalmologic ar trebui să intre în acele analize de rutină pe care le facem anual, analizele de sânge, ecografiile și așa mai departe. Este indicat să mergem măcar o dată pe an la medicul oftalmolog, chiar dacă nu ne deranjează nimic? Este obligatoriu, nu doar că este indicat, și începând de la vârste fragede. Chiar de la naștere avem aparate care de la câteva luni de zile pot măsura aceste aparate fără picături, dioptriile copiilor și să vedem dacă există probleme din fragedă pruncie. Până la 7 ani, dacă nu tratăm unele defecte de dioptrii cu un banal ochelar, rămâne ochiul leneș la copilaș. Deci, în concluzie, este obligatoriu controlul anual oftalmologic, mai ales că în rețeaua noastră avem contract cu CAS, cu Casa de Asigurări și consultul de bază este absolut gratuit cu bilet de trimitere. Există o perioadă de așteptare, dar nu este exagerată, poate de o lună, o lună și ceva, dar cu bilet de trimitere absolut toți pacienții pot veni gratuit la un consult de rutină. Domnule doctor, care este vârsta medie la care apelează românii la medicul oftalmolog și care ar fi cel mai des întâlnite afecțiuni oftalmologice? De obicei, pacienții vin cam după 40 de ani, că începe, și această problemă începe la toată lumea, nevoia de ochelar la aproape. Deci după 40 de ani e ceva normal, nu mai vedem bine la aproape, începem să îndepărtăm tot mai mult și așa își dau seama pacienții că e o problemă și vin la un consult. Asta e vârsta de obicei cea mai întâlnită. Și care ați spune că sunt cele mai des întâlnite afecțiuni în sfera oftalmologică din ce ați văzut dumneavoastră? Acum, nevoia de ochelar la aproape nu e neapărat o afecțiune, este presbiopie, se numește și este ceva care apare la toată lumea, este fiziologic. O afecțiune, o boală, cel mai des întâlnită este din sfera chirurgiei cataractă și dacă trăim suficient, toți vom face această cataractă, că practic înseamnă murdărirea cristalinului, nu mai vedem bine, nu mai vedem clar, vedem șters în ceață și apare de obicei cu vârsta, dar întâlnim și pacienți care au cataracte la vârste de 35-40 de ani.
Aș vrea să vorbim un pic despre avansul tehnologiei în medicină și implicit în afecțiunile oftalmologice. La ce nivel s-a ajuns în ceea ce privește corectarea problemelor de vedere cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație? Tehnologia a evoluat fantastic. A evoluat fantastic cod la cod cu puterea de calcul al procesoarelor. Vedem și în telefonie cât de performante au ajuns telefoanele din ziua de astăzi. Vă dați seama cât de mult se investește în aparatură laser care face operații pe ochi. Avem acum ultima generație de chirurgie refractivă care ne face să scăpăm de ochelari în 7 secunde. Deci, practic, tehnologia a ajuns atât de precisă încât se sculptează din cornee la microni, aparatul are o marjă de precizie de plus minus 3,5 microni. Deci s-a ajuns la o chirurgie micronică, care e 1000 parte din milimetru, și putem extrage din interiorul cornei o mică lenticulă în funcție de dioptriile fiecărui pacient și totul realizează această lenticulă laserul în 7 secunde. Deci a evoluat enorm. Știu că în clinicile Dr. Holhoș se fac astfel de intervenții de ultimă generație cu ajutorul tehnologiei, dintre care cele două, Smile Pro și Press Beyond. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre aceste intervenții și care sunt rezultatele acestora. Rezultatele sunt fantastice. Vedem pe pacienți că a doua zi văd câteodată 120%. Aceste rezultate fantastice au convins trei colege oftalmologe să se opereze și să scape ele de ochelari, văzând pacienții noștri cât de bine sunt. Deci dacă medicii oftalmologi au fost convinși de aceste rezultate și s-au lăsat, i-am operat eu, pe colegele mele le-am operat eu, vă dați seama că sunt rezultate extraordinare. Adică nu doar că recomandăm noi în general pacienților, ci când medicul recomandă operațiile laser și le face pe el, deja este fantastic. Legat de chirurgia refractivă în general, eu mi-am operat soția acum mai bine de 5 ani, când nu era Smile Pro, deci eu cred în aceste operații că sunt extraordinare, dar acum avem și tehnologia ca pacientul să nu sufere atât de mult, pentru că înainte recuperarea era mai lentă. Și acum avem la dispoziție această ultimă generație de laser, VisuMax 800, care realizează operațiile în 7 secunde, Smile Pro. Avem și Press Beyond, într-adevăr, o operație extraordinară în care se folosesc două lasere, și acest laser VisuMax, dar și laserul Excimer, pentru că practic este o operație femtolasic customizată. Această operație se adresează pacienților după 40 de ani. Până în 40 de ani este operația Smile Pro de elecție. Aș vrea să vorbim un pic despre relația chirurgului cu laserul, pentru că am tot vorbit de tehnologii de ultimă generație și cum ajută ele medicul chirurg. Aș vrea să vă întreb cât de importantă este experiența chirurgului cu toată tehnologia din spate, cât de important este să fie medicul foarte experimentat. Este foarte important. Eu de multe ori fac comparație ca și piloții de avioane moderne. Aceste avioane moderne au tot felul de sisteme de siguranță care ajută, care optimizează și fac mult mai sigură călătoria cu avionul, dar piloții trebuie să știe foarte multe lucruri, să butoneze, să interpreteze când poate un senzor nu dă informația corectă. Deci trebuie să știm foarte bine anatomia ochiului, trebuie să știm foarte bine ce facem acolo, că practic noi operăm prin intermediul laserului. Noi luăm decizia cât să facem în profunzime, cât să fie zona optică, cum să facem incizia, cât să fie lenticulul. Practic, noi programăm în laser toate aceste lucruri, nu mai facem cu mâna ca mai de mult să tăiem, dar trebuie să știm foarte bine ce face aparatul și să știm când recomandăm, când nu recomandăm. Iarăși în operație, când se scoate acest lenticul foarte fin, iarăși trebuie un pic de precizie. Deci în continuare, fără chirurg, este imposibilă această operație.
Îmi puteți da două exemple, să zicem, câteva exemple de operații în care s-au îmbinat cele două, experiența chirurgului, dar și tehnologia de ultimă generație care l-a asistat pe acesta? Avem pacienți care, de exemplu, le fug ochii, au nistagmus și au trepidarea ochiului și la acești pacienți este foarte important oarecum medicul să susțină puțin mișcarea ochiului, să colaboreze ca un dans între tehnologie, aparatură și ochi, om, că omul nu își poate controla tot timpul emoțiile și atunci medicul face practic legătura aceasta între un pacient. Am avut un caz, un pacient cu nistagmus operat cu succes cu Smile Pro. Deci sunt cazuri deosebite în care medicul are aportul acela definitiv ca să știe când se poate, când nu se poate și la final rezultatele vorbesc și pacientul este foarte mulțumit și atunci automat și chirurgul este extrem de fericit. Cum vedeți evoluția acestei ramuri a medicinei în România, atât de sine stătătoare, cât și în comparație cu ce se întâmplă în Europa la această oră? În România are aceeași evoluție ca în Europa, ca în lume. Din fericire, noi suntem în europeană și exemplu cu acest laser ultra performant, Visumax 800, când a apărut în Germania, fiind noi ca țară în Uniunea Europeană, automat l-am putut avea și noi și l-am comandat de la început. Ne bucurăm de tehnologie de ultimă generație și la noi în țară, atât pe parte de operație, cât și pe parte de diagnostic. Avem aparate, iarăși, foarte precise, pentru că noi să putem spune pacientului dacă se poate opera sau nu, înainte trebuie să facem foarte multe măsurători și să știm dacă nu este o problemă. Avem aparate MS39 care realizează o hartă precisă a ochiului să nu fie keratoconus, că atunci nu-i voie să operăm. Deci, practic, noi putem avea această tehnologie la noi în țară ca orice țară din Europa. Nu mai suntem o țară în care să nu avem acces la tehnologie și asta pentru mine personal să-mi pot desfășura activitatea în aceeași condiții ca și colegii mei din Europa și din America este o satisfacție profesională de nedescris. Și tocmai pentru că vorbim de acest lucru, de faptul că realizăm intervenții chirurgicale la nivelul oricărei alte țări din Europa și vorbim de tehnologii de ultimă generație, este clar că în acest domeniu e nevoie de investiții, de viziune, de chirurgi experimentați. Aș vrea să-mi spuneți un pic ce este mai important în acest domeniu, cum ar fi prioritizate toate aceste lucruri. În primul rând, ca în orice domeniu unde necesită un medic bun, în primul rând pregătirea. Pregătirea este constantă, continuă. De exemplu, chiar această săptămână plec din nou la Londra pentru cursuri de perfecționare în continuare, deși fac aceste operații Smile Pro, mă duc să fiu la zi cu tot ceea ce apare nou. Mă duc la congrese în America să văd și să aud tot ce este nou, pentru că lucrurile evoluează foarte repede și apar lucruri noi, apar tehnologii noi, apar unele lucruri care, dacă nu suntem în pas cu vremurile, câteodată poate ne scapă unele diagnostice. Și atunci, în primul rând, trebuie să noi ca oameni, noi ca medici, trebuie să fim foarte pregătiți. Acesta e un proces continuu, nu doar cu facultatea, rezidențiatul, ci ulterior, în fiecare an, practic, trebuie să te ții la curent cu tehnologia. De exemplu, aceste operații Smile Pro, acest aparat a fost lansat anul trecut. Deci a trebuit totul să învăț să folosesc acest nou aparat, practic de la zero. El nu mai era până acum. Bineînțeles că are componente și are bază pe vechea generație de Smile, deci dacă știm lucrurile din trecut, putem foarte ușor să mai clădim dacă apar noutăți, dar apar tehnologii și cu care poate n-am mai lucrat niciodată, se inventează aparate, se descoperă lucruri noi și trebuie să le înțelegem și să le învățăm de la zero. Și atunci, fără partea aceasta umană, degeaba e aparatură să măsoare
dacă eu m-aș pune acum într-o cabină de un pilot, de un avion, n-aș înțelege nimica din butoanele acelea. Chiar dacă ele m-ar putea ajuta foarte mult, trebuie o pregătire foarte riguroasă. Deci, în primul rând, omul, iar apoi, bineînțeles, și aparatul. Fără aparat, eu nu aș putea, niciun chirurg, niciun om nu poate să facă o operație la nivel de precizie de 3,5 microni. Și atunci, fără aparat, iarăși nu se poate. Ambele trebuie, dar prima dată nu. Aș vrea să vorbim și despre viitorul clinicilor, Dr. Holhoș. Înțeleg că este vorba și de deschiderea în viitorul apropiat a unui spital generalist? Da, foarte mulți colegi medici m-au întrebat dacă nu pot să vină să consulte alături de mine în actuala clinică. Unde suntem acum este mic, este doar pentru oftalmologie și noi oricum vreau să ne mutăm noi într-un sediu mai mare unde să putem să ne desfășurăm activitatea mult mai bine, mult mai organizat. Și atunci am mai făcut încă 3 săli de operație și pentru alte specialități și alte cabinete de consult, ca să poată să fie alături de noi și alți medici pasionați, fiecare pe bucățica și pe ramura lui. Eu sunt doar oftalmolog, mă ocup doar de partea aceasta, dar pe alte ramuri, colegii care doresc să vină alături de mine, acum o să aibă unde să profeseze, în condiții europene. Domnule doctor, pe final aș vrea să vă rog dacă puteți să le dați cititorilor câteva sfaturi pentru a-și menține sănătatea ochilor. Sfaturile cele mai importante sunt să mergem la un control de rutină. Doar medicul oftalmolog poate să găsească probleme din timp, să vadă dacă este ceva neregulă și chiar dacă poate nu în fiecare an, dar odată la 2 ani măcar să trecem la un consult de bază. În rest, general vorbind, se recomandă să nu stăm foarte mult la ultraviolete. Ultravioletele produc în timp și cataractă, deci dacă stăm foarte mult afară în soare, obligatoriu ochelari de soare. Mai dacă ieșim din când în când, nu e o problemă. Iarăși, cine stă foarte mult la calculator, la telefoane, recomandările sunt cam dacă utilizăm aceste dispozitive mai mult de 4 ore pe zi, zilnic, deci constant, să avem un filtru pe ochelar de protecție sau pe calculator un filtru Blue Protect pentru lumina albastră. De alimentat, de exemplu, sunt foarte multe alimente care ajută pentru sănătatea ochilor. Sunt fructele de pădure, în special afinele. Ajută foarte mult pentru retină și să nu facem degenerescență maculară legată de vârstă. În rest, sunt lucruri obișnuite, nu există o recomandare să nu folosim ochii. Ochii sunt făcuți să-i folosim, dar ca în orice lucru să nu exagerăm. Orice exces știm că nu e bun. Mulțumesc mult de tot! Cu tot dragul, eu mulțumesc de invitație!